În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că sunt dintre cei care stau de față, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind cu putere multă. Iubiți credincioși, iată că răznuirea cuvioasei Maicii noastre Parascheva este un prilej în care Sfinții Părinți parcă au știut că această pomenire a ei anuală se întâmplă totdeauna în mijlocul unei toamne generoase, ne-au rânduit a ne gândi puțin la sufletul nostru și mai ales la ceea ce nu ne gândim de obicei că este posibil. Și anume, le-a spus Mântuitorul ucenicilor care se apropiau de el, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Cel care vrea să-și câștige sufletul, acela îl va pierde. Iar cel care va pierde pentru Evanghelie, acela îl va câștiga. Iată că ni se prezintă alternativă la ceea ce credem noi că este de nedepășit. Și chiar am să o rog pe cuvioasa Maică noastră Parascheva să ne dezlege puțin sensul vieții, pentru că ea a dezlecat însăși sensul vieții ei. Așadar, o luăm ca mărturie pe Maica Parascheva ca să putem să deslușim mai departe de ce Mântuitorul ne-a spus că sunt dintre cei care stau de față și nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului într-o slava sa. Poate că, așa cum și analiștii Evangheliei se gândea la cei care erau de față și cei care au și văzut învierea lui Hristos, și totuși, ni se spune clar, sunt de față și nu vor gusta moartea până când vor vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat din mărturii numai cu Sfântul Arhidiacon Ștefan, care a spus, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. O să zic că al vedea pe Hristos stând la dreapta Fiului, ca Fiu, la dreapta Mântuitorului, nu este neapărat dincolo de timp, ci este în timpul nostru. Și iată ce vreau să vă spun. Ca să înțelegem că împărăția cerurilor, așa cum ne-a promis Mântuitorul, este în noi, pentru aceea Mântuitorul astăzi ne învață că nu este neapărată nevoie să treacă granița dincolo, prin moarte către viața veșnică, omul, ca să poată să vadă adevărata realitate a raiului. Și cum anume? Să ne gândim la noi când eram mici. Când eram mici ne făceam tot felul de promisiuni, că atunci când vom fi mari vom face, vom drege. În primul rând, instauram dreptate atunci când nu ni se făcea dreptate. În al doilea rând, vroiam să fim liniștiți în momentele în care nimeni nu ne lăsa în pace. Poate că unii erau supărați, ba că îi mai mângâia cineva pe cap, îi mai trăgea de nas. Sau... Atunci se făceau multe promisiuni. Înainte de a începe școala, ne promiteam că vom face, că vom drege, că vom învăța, probabil să cântăm la un instrument, probabil să facem anumite lucruri pe care nu le-a făcut nimeni. Și încet, încet am crescut mari și acum ne servește Mântuitorul adevăratul argument că putem să nu gustăm moartea, adică să nu încheiem viața aceasta până când să vedem împărăția lui Dumnezeu, adică pe Fiul omului stând de-a dreapta lui. Și cum adică? Păi dacă suntem copii, putem să vedem împărăția, adică să vedem finalitatea copilăriei noastre prin a fi părinți. Când suntem la școală, putem să vedem finalitatea școlii prin a fi dascăli noi înșine. Când copilul din noi și-a propus ceva, atunci când are posibilitatea să facă acel ceva frumos, cu
cu siguranță că atunci poate să vadă pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Nu este nevoie să trecem dincolo, ci vom vedea în viața aceasta că tot ceea ce ne propunem poate să fie îndeplinit cu o singură condiție, să credem în ceea ce ne-am propus. Dacă acum ne-am întoarce puțin în capul nostru și ne-am așeza, emoțional vorbind, în locul copilului care își promitea că atunci când va fi mare, să zicem la școală, nu va fi ca învățătoarea care se gândește că Ionel este băiatul domnului director și trebuie să îl ia peste rând și să-i dea o notă mare și să-l asculte numai atunci când îl anunță clar pe tatăl, vezi că mâine îl ascult pe Ionel, ca să-și învețe lecția și să-i dau un 10 așa. V-ați propus atunci, probabil, că dacă veți fi educatori, să nu faceți așa. Și uite că mulți dintre cei pe care eu îi cunosc ca duhovnic au ajuns tot ceea ce și-au propus în viață. Că iată că acum, dacă vor și împlini ceea ce și-au propus în viață, vor vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Adică vor vedea dreptatea instaurată. Și să spunem acum, într-o lume în care ne grăbim, că nu prea mai este cazul să vedem dreptatea instaurată. Nu. Dreptatea nu ține de nimeni altcineva decât de noi. Chiar auzeam pe la știri și pe colo, am mai primit și niște mesaje în zilele acestea de Marea Sărbătoare a Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva și se văietau toți că nu mai este așa de bine organizat cum era până acum. Nu, fraților, este chiar mai bine organizat decât până acum. Numai că noi nu mai avem răbdare. Și hai să vă spun despre ce e vorba. Că am stat la coadă 14 ore și au intrat alții prin față. Dar tu pentru ce te-ai dus acolo? Te-ai dus ca să contabilizezi câți îți iau locul prin față? Te-ai dus să te mânii că nu mai e dreptate pe lume? Sau te-ai dus pur și simplu pentru sufletul tău? Păi dacă te-ai dus atunci pentru sufletul tău, trebuie să știi că Dumnezeu a rânduit ca sufletul tău să fie încercat. De unde să știi, de exemplu, dacă o verighetă este de aur, dacă nu o duci la bijutier și să o încerce chimic să vadă într-adevăr dacă e de aur? Așa ne ducem și noi la o coadă. Ne ducem, ne depunem acolo aur și să vedem dacă e aur. Și noi credeam că avem aur de 18 carate și ne spune, da, abia are 12. Și când dai seama că ai cumpărat de la turci, cred că îți dai seama că are dreptate bijutierul respectiv. Așa se întâmplă și cu noi. Nu mai avem răbdare. Și ce facem? Îi judecăm pe ceilalți. Dar așa, de ce să-i judecăm pe ceilalți? De ce să nu ne judecăm pe noi? Să spunem, uite, cred că nu am fost atât de atent încât să îmi propun 3 zile de stat aici. Nu 2, cu drum, cu tot, așa cum mi le-am propus eu și mi le-am luat liber după la vreun serviciu. Uite, la anul învăț din această greșeală și am să-mi suspend din program 4 zile și să stau aici fără să cârtesc dacă vreau. Pentru că nu cred eu, sau n-am văzut cel puțin niciun lunetist după vreunul care zice, bă, dacă nu te duci la Cuvioasa, ai încurcat-o. Nu. Toți care s-au dus acolo s-au dus cu un mic interes, e adevărat, că vor să se împlinească anumite lucruri, dar nu asta este important. Important este cu ce inimă ne ducem, cu ce gând să instaurăm noi dreptatea. Nu cred că asta vrea Cuvioasa. Credeți că dacă am avea bon de ordine ca la serviciile primăriei, ar fi mai bine? Nu. S-ar inventa un alt aparat care să dea numere din 3 în 3 și celelalte 2 cifre care au rămas să fie selecționate pentru autocare care vin și trebuie să încadreze în anumit program sau pentru alte lucruri. Dacă urmărim să se instaureze dreptatea, greșim, pentru că dreptatea nu este la îndemâna noastră. Și iată că putem să vedem împărăția lui Dumnezeu, adică pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui, în măsura în care știm să vedem pe ale noastre. Chiar pe românește se spune
fă rai din ce ai. Pentru că am văzut pe mulți care ar face rai dacă ar avea ceva adevărat. Doamne, dacă aș avea, câte biserici se-aș ridica. Știți pe cel care zicea, Doamne, dă-mi și mie 1 milion de euro, că 100 de mii fac o biserică. Dacă n-ai încredere, poți să-i păstezi de la început și dă-mi numai restul. Cam așa se negociază, fraților, la nivel de nemernicie umană. Dar să revenim la ale noastre. Cum putem să facem, să vedem înainte de sfârșitul nostru pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui, mulțumindu-ne și asumându-ne tot ceea ce avem? Avem la dispoziție 3 zile? Da. Mi-am propus să stau la cuvioasa, la raclă, și poate că în acele 3 zile nici măcar n-ajung. Păi se poate întâmpla și lucrul ăsta. Sau poate n-ajung nici până acolo. Vreo pană, una alta. Dar raiul și locul în care putem să-L vedem pe Fiul omului stând de-a dreapta, nu este la destinație, ci este pe parcurs. Este în drumul gândului meu, în primul rând, de a ajunge până acolo, în neputința de a ajunge până acolo, nu este în dorința mea de a instaura dreptatea ca cel care a venit după mine neapărat să se apropie de raclă tot așa, în aceeași ordine. Nu. Pentru că dacă ar fi așa, am fi niște roboți bine reglați social și chiar și de Dumnezeu și am crede că dacă am pornit din punctul A, neapărat am ajunge în punctul B și ne-am întoarce în punctul A conform programului. Or, omul nu este programat așa. Pentru că omul trebuie să participe și el. Cu ce ar mai putea participa omul dacă s-ar duce acolo pur și simplu și s-ar uita la ceas? A, am ajuns la ora 15. Cât e coada să fie un afiș așa mare? Coada durează aproximativ 3 ore. A, bun. Deci la 18 sunt la raclă. La 19 am ieșit din Iași și cred că pot să ajung în noaptea asta înapoi acasă. Ce câștig am avea? Dacă n-ar fi lupta cu judecata, cu părerea, cu celelalte, asta înseamnă, dacă vrei să vezi pe Fiul omului înainte de sfârșitul tău, trebuie să-ți asumi că Fiul omului este în tot ceea ce te înconjoară pe tine și că ține numai și numai de tine. Dacă plouă și tu te uiți așa și te zgribulești, aoleu, mă apucă ploaia, nu mai duc la Iași. Dacă nu plouă, zici, hai că mă duc, dar ia să văd acum, dacă la Iași plouă și intră pe tot felul de site-uri. Măi, fraților, credeți că așa ne vrea Dumnezeu să se prezinte inclusiv vremea foarte protocolar și neapărat previzibilă? Nu. Viața este o luptă și frumusețea vieții constă tocmai în a participa la luptă, nu în a fugi de ea. Pentru că și de punct de vedere psihologic, de exemplu, cel care se teme de întuneric nu are alt tratament de urmat în afara șederii lui într-o cameră întunecată ca să se vindece. Dacă ne e frică de cineva, dacă vom fugi, toată viața vom fugi și vom avea atitudinea fugarului care din când în când se uită peste umăr în spate să vadă dacă l-a ajuns cel care îl aleargă. Nu. Cel care are vreo teamă trebuie să se întoarcă cu fața către adversar, cu fața către cel care îl aleargă și să-și asume. N-a spus Mântuitorul că dacă cineva îți dă o palmă să întorci și obrazul celălalt? Dar ce nu înțelegem noi este că în gândirea noastră anticipativ negativă credem că întoarcem obrazul care să mai primim încă unul. Nu. Să mai primim o palmă. Nu e așa. Ați încercat vreodată să întoarceți obrazul celui care v-a dat o palmă? Dacă ați încercat măcar astăzi sau mâine, pentru că palme putem să primim în fiecare zi, veți constata că atitudinea de a întoarce palma este din altă lume. Este ca un pașaport pe care celălalt îl vede, îl deschide și pune viza pe el, pe pașaport, nu pe obrazul nostru.
se îmbrânzește oricine dintre cei care ne aleargă și ne ajung din urmă și ne dau o palmă dacă noi știm să întoarcem obrazul celălalt. Asta înseamnă să vedem Împărăția lui Dumnezeu înainte de sfârșitul nostru. Și să mergem mai departe așa, braț la braț cu cuvioasa, și să ne dăm seama că vor mai fi tot felul de vorbe sau de intervenții. S-au făcut tot felul de statistici, erau 389 de oameni care au avut nevoie de intervenție medicală numai până ieri la ora 18 sau cam așa ceva, deci nici nu începuse așa. Și se întrebau cărcotași acolo, dar ce venim aici ca să ne omorâm? Păi fraților, dacă nu suntem în locul celor care nu sunt în stare să ia lucrurile așa cum sunt, însă avem locul nostru de acasă, ar fi bine să nu judecăm și măcar să nu împrăștiem astfel de gunoaie pe care alții vor să ni le servească. Vă să zic că responsabilitatea noastră este și aici unde ne aflăm. Iată câtă lume este astăzi în biserică și este foarte bine să ne apropiem de noi înșine și să ne comportăm ca la coadă la cuvioasa, la moaște. Când plecăm acum spre casă, măcar un minut să întârziem din drumul nostru și să spunem, uite, minutul ăsta îl ofer cuvioasei. Că Dumnezeu i-a dat așa o putere să ne atragă pe toți. Veți vedea că acel minut se va reporta în faptul că alții vă vor da voie să ajungeți cu cel puțin 10 minute la adresa la care v-ați propus să ajungeți la o anumită oră. Pentru că tot ceea ce facem aici cu asumare ne ajută să vedem Împărăția lui Dumnezeu așa cum ne-a promis Mântuitorul, iată aici sunt de față dintre cei care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Dar asta nu se întâmplă numai astăzi, ci în fiecare zi avem posibilitatea de a trece în partea cealaltă. Atunci când cineva are nevoie de noi, să spunem chiar în trafic. Acum în trafic sunt multe lucruri care ne bulversează. Încercați măcar să lăsați pe cineva fără ca acesta să vă roage, fără ca acesta să vă mulțumească vreodată pentru ceea ce ați făcut. Să lăsați să treacă în față. Nu așteptați ca bucuria să vină de acolo, ci va fi o bucurie interioară. Vă veți aduce aminte că în bucuria interioară stă vederea Fiului omului de-a dreapta lui Dumnezeu. O să o gustați și atunci o să-mi dați dreptate că într-adevăr omul este lăsat să guste întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi sfârșitul lui. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat această posibilitate și ne spune de multe ori împărăția cerurilor este în voi. Păi unde este în noi? Este în noi, dar noi nu o mai vedem. Păi nu o vedem pentru că vrem să fie dreptate, nu o vedem pentru că atunci când ducem la spovedici, uite ăla, să vezi acum, să vezi că e imprevizibil, să vezi cum îl cheamă părintele înaintea noastră și pe noi ne ia de proști că nu stăm aici. Părintele Sirii mi-a zis, tată, este privilegiul duhovnicului de a așeza în ordine pe cei pe care îi spovedește. Și eu am învățat lucrul ăsta. Și eu mai fac așa câteodată. Pentru că îi știu fiecăruia dintre cei pe care îi păstoresc, le știu neputințele. Pe unul poate îl chem înainte că știu că are un avion să ajungă departe, pe altul îl chem pentru că știu că se luptă cu neputința firii de a avea răbdare. Sunt dintre noi de aceia care nu pot sta într-un loc mai multe minute pentru că nu pot ieși din construcție. Eu îi chem înainte și îi rog ca încet, încet să învățăm împreună răbdarea. Chiar am câteva, nu pot să vă zic că am ceva victorii multe, dar câteva foarte importante. Cu cineva pe care întotdeauna îl chemam în față, nu-l pierdeam niciodată și la un moment dat l-am lăsat să aștepte. Și după ce a stat el, când n-a stat adunate la un loc,
dățile din ultimii ani, mi-a spus: părinte, să știți că acum m-am vindecat. Acum dau seama ce reprezintă faptul că poți să stai și de pe cealaltă parte a baricadei. Și m-am gândit la cei care m-au judecat când mă luați în față, pentru că eu eram pornit să judec. Și ori de câte ori vă vedeam că chemați pe altul în locul meu, mă vedeam eu în locul aceluia și pe el în locul meu și m-am vindecat. Fraților, asta înseamnă să începi să vezi pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui înainte de a gusta moartea. Cred că astăzi, cuvioasa Maică noastră Parascheva ne trimite gânduri bune, ne trimite gânduri de pace și de așezare. Probabil că am să vă mai spun câte ceva când vom fi la Sfinții Dimitrie, pentru că mi-aduc aminte acum 28 de ani, părintele profesor Coman ne spunea: fraților, eram și eu de rând la moaște și plec de la noi, de la institut era atunci, plec pe dealul Patriarhiei și la coada cozii, aproape de magazinul Unirea, văd o enoriaș, o fică duhovnicească de-a mea și zic: hai să-i fac o bucurie. Și o bat pe umăr: soră Elena, hai cu mine. Dar de ce, părinte? Păi acum sunt de rând și merg direct la raclă. Zice: părinte, nu-ți bate joc de canonul meu. Eu am venit aici să stau și să stau în liniște, să nu judec pe nimeni. Puteți chiar să luați pe oricine, dar eu am venit aici pentru un folos duhovnicesc. N-am venit ca un hoț să intru prin față. Ei, constat că între timp s-a cam schimbat atitudinea celor care stau și așteaptă rândul. Adică dacă tot te-ai gândit să stai la un rând, de ce nu știi să ai și un folos duhovnicesc? Vrei să ai numai un folos material, să ai o zi liberă față de ceea ce ți-ai propus să rezolvi la rândul respectiv? Vedeți? Cred că gândul acesta de la cuvioasă Parascheva mă face să înțeleg mai mult că a gusta împărăția lui Dumnezeu se poate face de acum cu răbdare, cu îngăduință, cu înțelegere și mai ales cu bucuria că Dumnezeu ne-a lăsat pe noi copiii de altă dată să ne facem mari și să instaurăm un soi nu de dreptate, ci de îngăduință. Așa să ne ajute Dumnezeu.